Bună ziua, ne spuneți, vă rog, când putem începe? Da. Bună ziua tuturor, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, probabil în virtutea faptului că socialiștii, când vor, conectează și deconectează camerele din sala de plen a Parlamentului, nu știu dacă ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Contextul general este următorul. Dodon, disperat că a pierdut alegerile, cu ajutorul coaliției PSRM Șor și cei transfugi care are, alineați la această coaliție murdară, a încercat azi, într-un regim alert, să pună la vot legi foarte importante pentru Republica Moldova, legile bugetului, politica bugetară fiscală, legi în care noi am semnalat ce am spus, că vor duce la majorarea de prețuri, legi care ridică TVA-ul la agricultori, pentru agricultori. Deci sunt legi antipopulare care nu vor duce decât la înrăutățirea situației în Republică. Cu alte cuvinte, Dodon încearcă să implementeze tactica după el, măcar și potopul. Noi am încercat amiabil, foarte politicos, dis de dimineață, să le propunem, să amânăm aceste proiecte care ridică mari semne din întrebare. Proiecte care conțin scheme, scheme cu dedicație, cum ar fi cele legate de țigări, medicamente, cu dedicații pentru Nichifor Ciuc, Andronache și tot felul de indivizi care îl ajută acum pe Dodon. Sunt la dispoziția lui Dodon. Din păcate, nu am fost auziți. A trebuit să intervenim pentru a opri aceste legi antipopulare care nu fac decât să destabilizeze situația în țară și să nu asigure un transfer pașnic, civilizat a puterii către nou președinte ales. Ce fac ei? Nici în al 12-lea ceas nu se liniștesc. În loc, după două tentative de a relua ședința, în loc să închidă ședința, să revenim în ședința biroului permanent a Parlamentului, unde să luăm o decizie care proiecte se întorc la guvern, care proiecte să fie scoase de pe ordine de zi, proiecte introduse ieri, înregistrate pe data de 1 și azi ajunse deja pe agenda Parlamentului. Faptul că se opun și nu vor să discute acest lucru vorbește despre faptul că sunt porniți pur și simplu pe destabilizarea situației. Nici de data aceasta, de la ultima tentativă, nu s-au liniștit, au anunțat o pauză de o oră, probabil vor mai veni și noi cunoaștem lucrul ăsta. Speră cumva că noi o să plecăm, noi nu o să plecăm, pentru că știm că sunt rău intenționați și vor să ducă la bun sfârșit comanda care le-a fost dată de Igor Dodon. Ei mai rugăm o dată, opriți-vă, opriți-vă, pentru că poporul a votat altfel. I-a spus lui Igor Dodon să plece. Iar și el este gata, de dragul schemelor, de dragul posibililor dosare care o să le aibă, este gata să jertfească chiar și cu propriul partid. Mă adresez către deputați socialiști, cei care mai puțin sau nu au fost implicați în toate schemele lui Dodon. Opriți-l. Spuneți-i că el e trecutul și nu trebuie să ducă țara la destabilizare. Vă mulțumesc. Bună ziua, vă spun și eu. Eu vreau foarte pe scurt să adaug la ceea ce a spus domnul Grosu. Într-adevăr, prin aceste lucruri pe care le fac socialiștii, sunt încălcate absolut toate procedurile parlamentare. Deci faptul că ei încearcă să treacă proiecte așa cum încearcă, contravine regulamentului Parlamentului, dar odată cu aceasta contravine Constituției, mai ales în contextul unei recente hotărâri a Curții Constituționale. L-am auzit pe un personaj care, el este vicepreședinte de Parlament acum, da? A fost anterior liderul fracțiunii, disperat, se vede că le fuge pământul de sub picioare și la comanda lui Dodon îs gata să dăi foc la țară doar ca să-și salveze schemele corupționale.
Noi nu avem o problemă să discutăm pe fond proiectele care guvernul vrea să le promoveze, dacă ar fi proiecte adecvate, dar sunt plini cu scheme. Fiecare articol este un schemă. Aici e pentru Nichifor Ciuc, aici e pentru Andronache, aici e pentru mafia medicamentelor și tot așa mai departe. Deci este inadmisibil să mergi să votezi ca concept, de principiu, astfel de proiecte. Legat de legea cu privire la modificarea legii cu privire la serviciul de informații și securitate, pentru ca această atribuție pe care o are președintele de coordonare a activității Serviciului de Informații și Securitate să fie exclusă din textul legii. Lucrurile sunt foarte simple. Noi uneori discutăm așa mai filozofic cum trebuie să fie control parlamentar sau control parlamentar în paralel cu coordonare din partea președintelui. Lucrurile sunt foarte și foarte simple. Deci Dodon are foarte multe schelete în dulap. El știe asta. Și el mai știe că Serviciul de Informații și Securitate tot știe despre asta. Și iată, în dorința asta, ca nu cumva președintele ales să aibă acces la fără de legile lui Dodon ca să le facă publice și ca să afle toată țara. Noi știm și acum, doar ce știm este floare la urechi față de ceea ce a făcut acest personaj. E ca merge cușor, s-o aleat cușor, aruncă la gunoi partidul. Apropo, le spuneam socialiștilor, un sfat, micșorați pragul electoral, pentru că următoarele alegeri nici 5% cred că n-ați luat. Micșorați-l poate la 4%, poate 3% ați luat, nu știu. Dar asta este miza. Este miza ca schemele și lucrurile urâte pe care le-a făcut Igor Dodon să nu poată fi ajuns în spațiu public. Și al doilea lucru, evident, SIS-ul de asemenea deține informația la schemele care se fac în prezent, nu doar cele din trecut. Și aici, la fel, Igor Dodon are o problemă, pentru că el a fost alungat de oameni la coșul de gunoi a istoriei, dar el nu vrea să plece, pentru că are interese, respectiv, el încă speră să mai mențină. Dar vreau să-i transmit un mesaj foarte clar. De fapt, este mesajul oamenilor că până aici a mers soldatul, cum s-ar spune. Deci Igor Dodon este istorie și dacă el nu înțelege asta și dacă merge cu astfel de acțiuni, replica va fi pe potrivă. Deci în măsura în care va provoca în continuare, uitați-vă ce se face în Parlament, uitați-vă cât de urât joacă socialiștii cușor, această coaliție mizerabilă, oligarhică, care a reapărut în Republica Moldova. Deci se vede că oamenii dau foc la țară, fac ori și ce, doar ca să încerce să-și mențină schemele. Dar din păcate pentru ei și din fericire pentru Republica Moldova, lucrurile sunt irreversibile. Igor Dodon este istorie, să fie clar și lui, și sper că mă aude, mă vede, poate să mai uite odată în oglindă, poate să mai discute cu cine mai discută acolo și poate totuși în ceasul al 12-lea vine așa ultima sclipire și ia decizii care măcar pentru a opri fără de legile în continuare. Nu mai zic ca să nu le mai facă pe cele care le-a făcut deja. Noi rămânem în Parlament. Da, noi rămânem în Parlament până în momentul în care nu se închide ședința. Noi din Parlament nu plecăm. Ceea ce fac este ilegal, neregulamentar, nu știu ce a spus marele specialist în drept parlamentar. Nu există, nu este aprobat niciun proiect de lege. Ceea ce fac ei, să citească regulamentul Parlamentului, să citească Constituția. Ce-i spun ei este o, mă rog, fix așa cum ați ducă la Dodon să spună că gata, noi am aprobat 3 lecturi sau 5 lecturi. Domnul deputat, vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat de fapt acolo, pentru că Vlad Batrâncea a ieșit cu câteva minute în urmă și spunea că a acuzat de fapt deputații de la PAS de dezmânt și că au rupt microfoane. Spuneți-ne mai multe detalii, că noi n-am putut să vedem deputații. Bine, eu cred că...
greu de spus ce s-a întâmplat acolo. Cu siguranță poate fi de văzut pe imaginele video, pentru că au fost imagini video suficiente și eu cred că cei care sunt vinovați vor trebui să plătească din banii proprii eventuale prejudicii. Adică fără doar și fără. Dar provocarea este a socialiștilor. Ați văzut cum e încălcând regulamentul. Există regulamentul care spune cum să promovează un proiect de lege la tribuna centrală, vine ăsta, prezintă. Nu așa că nu se aude nimic și ei votează, nu știu, votează, că ei singuri nu știu și votează. Deci este inacceptabil. Referitor la întrebarea dumneavoastră, v-am răspuns. Dar și ce să se întâmple mai departe? De la serviciul de presă am fost informat că este o pauză de 2 ore. Urmează să se întâlnească birou permanent și să decideți dacă vine ședința sau nu. Deci ședința nu a fost închisă. Ședința nu a fost închisă pentru a se întâlni biroul permanent al Parlamentului și respectiv a decide proiectul agendei pentru următoarea ședinței. Deci rămânem în continuare în sala de plen. Ei au văzut că s-au adunat într-un birou ăsta care cumva e lider acum la PSRM, a spus că ne adunăm în birou 418 fracțiunile, adică ei deja probabil au ședință comună a fracțiunilor PSRM. Deci este o coaliție de amul beton, era înainte fragilă, dar acum probabil este o coaliție beton-beton. Pentru că, știți cum, pot să unesc. Și totuși, există vreo probabilitate ca acest proiect care au fost deja votat în chipurile în prima lectură să se considere legală această procedură? Nu, dar eu pot să mă întreb, dar există vreo probabilitate ca ei să se considere votate în 3 lecturi, în 2 lecturi? Întrebarea... Există pe de o parte legea și există abordarea socialiștilor că nu are nicio legătură cu legea. Regulamentul Parlamentului spune... Prezintă întrebări, răspunsuri, comisia, deci a fost pur și simplu un maraton, a fost bătaie de joc. Da, pur și simplu bătaie de joc. Deci nu este aprobat niciun proiect de lege în prima lectură. Să fie clar, domnule, dacă este la microfon. Și dacă va semna, să-și asume consecințele. Există codul penal, le-am spus că codul penal are multe articole. Și vor trebui să răspundă, de ce nu chiar și pentru aceste fără de legi, neglijarea flagrantă a procedurilor parlamentare. Și de fapt, a principiului parlamentarismului, și parlamentul, dar cum este el așa, nelegitim, nereprezentativ, dar este totuși un organ care se bazează pe niște norme care sunt scrise inclusiv în Constituție. Atâta timp cât pentru care lege nu se înțelege, nu vom acționa de împotriva acțiunilor locului. Noi nu suntem cei care provocăm. Noi ne bazăm pe lege și respectăm legea. Un proiect plin de scheme nu poate fi votat nici ca concept în prima lectură. De aia ieri domnul președinte a ieșit și a solicitat retragerea proiectului, abrogarea și să guvernul cu un alt proiect Vlad Bătrâncea să-i dea în continuare recomandări lui Igor Dodon, pentru că o face bine, pentru țară cel puțin, dar noi ne vom descurca singuri. Decidem ce să facem și ce nu să facem. Îi mulțumim pentru sfat, dar să ducă la Dodon și să-l consulte, să-l consilieze pe Igor Dodon. Dar examinați probabilitatea să intrați la toate la timpul potrivit. Pentru că noi nu știm ce se întâmplă acolo. Asta este o problemă. Da, noi intuim că asta a fost făcut intenționat. Așa cum au fost deconectate imaginile video din sală, atunci când acolo devenea insuportabil
Și când comportamentul alianții Șor, PSRM, întrecea orice limite, și dacă domnul Bătrâncea se îngrijește de microfoane, credeți-mă că soarta țării e mult mai importantă decât microfoanele lui, la care el așa s-a obișnuit să întrețină și să toarne minciuni și mizerii în urechile noastre și a cetățenilor. Noi o să am văzut, și chiar aici cât a durat intervenția noastră, au fost probleme cu electricitatea. Noi credem că asta se face intenționat pentru ca cetățenii să nu afle ce se întâmplă în Parlament. Noi o să avem grijă ca cetățenii să cunoască din prima sursă, prin intermediul noastră și prin alte metode, să cunoască cât de mizerabil au ajuns să fie deputații socialiști și cei de la Șor. Igor Dodon, v-am spus, vrea să lasă pământ pârjolit din urma lui. Nu știe să plece cu frumosul. Probabil cetățenii va trebui să-i mai repete odată acest mesaj. Igor Dodon pleacă și lasă țara asta în pace. Jurnaliștii practic sunt sechestrați în această sală. Paza verifică chiar și fiecare pas. Domnule Grosu, întrebarea este dacă ați discutat până acum vreodată la biroul permanent în ultimele două săptămâni de când, după campania electorală, ca presa să aibă acces măcar pe holuri ca să poată întreba deputații. Ei se tem de dumneavoastră, ca să înțelegeți. Ei se tem de dumneavoastră și evită orice discuții chiar și la biroul permanent. Da? Au o majoritate confortabilă lor, orice inițiativă care vine din partea noastră este blocată. Orice încercare de a face cât mai multă transparență este blocată, pentru că ei au ce ascunde. De-aia iese numai aici toți echipați, da, dau lecții, toarnă minciuni și fug iar mai departe la consultări cu Dodon și cu Șor să vadă cum procedează mai departe. Noi știm că ei s-au retras în birouri, așteptând ca noi să plecăm. Noi nu o să plecăm, stimați colegi, mai puțin stimați, dar mă rog, protocolul spune stimați colegi. Să ne adresăm. Noi o să rămânem în Parlament pentru a împiedica votarea acestor legi toxice. Toxice care vin să dezbine societatea. De fiecare dată când noi și oamenii s-au, prin votul din 15 noiembrie, s-au unit în jurul ideii de a scăpa țara de hoți și de bandiți, de teapa lui Dodon. Iată, de fiecare dată când noi reușim să coalizăm oamenii și oamenii au înțeles lucrul ăsta, că vorbim rusa, română, găgăuza, nu contează, toți au înțeles. Atunci îi bagă astfel de strâmbi și-s gata pentru schemele lor să facă orice. Vă mulțumim și o să mai revenim pentru că ziua nu s-a finalizat. O zi bună!